Campania electorală se află încă la început, dar candidații giurgiuveni profită din plin de dreptul legal de a se întâlni cu cetățenii municipiului pentru a le cunoaște problemele și așteptările. Aseară, candidatul PNL la primăria Giurgiu, Florian Nicolae, însoțit de alți candidați ai PNL la Consiliul Local Municipal Giurgiu, de staful său de campanie și de mulți susținători, s-au întâlnit cu locuitorii din cartierul Obor, respectiv cu cei de pe străzile Pictor Grigorescu și Pictor Andreescu, strada și intrarea Dâmboviței, strada și ulița Cărămii Dărinoi, strada Videle și ulița Vidra. A fost o întâlnire interesantă, mai ales că locuitorii din zonă s-au confruntat întotdeauna cu aceleași probleme. Străzi neasfaltate și pline de noroi în zilele ploioase, lipsa trotuarelor, suplinită de abundența boschetilor, zone fără canalizare și case fără apă. Vreau să vă mulțumesc pentru toată încrederea acordată și pentru susținere. Ei au vorbit mai încet, eu o să vorbesc mai tare, pentru că trebuie să ne auzim și să comunicăm, să avem un dialog permanent. Echipa pe care o propun eu domniilor voastre este o echipă foarte bună. Este o echipă formată din oameni care au demonstrat că se poate, au promovat foarte mult profesionalismul, sunt oameni cu experiență și cu acolo unde sunt coordonatori de mari proiecte. Eu sunt alături de domniile lor, le mulțumesc că au contribuit alături de mine și de dumneavoastră pentru realizarea programului politic pentru o bună administrare a orașului Giurgiu. Unde ne orientăm? Spre creșterea nivelului de trai al populației și spre dezvoltarea economică a orașului. Așa putem să rezolvăm problemele oamenilor. Suntem într-o zonă în care ulițele trebuie să le transformăm în străzi, în care oamenii trebuie să aibă servicii, oamenii trebuie să aibă un loc de muncă, să eliminăm tristețea de pe chipurile noastre și să avem o administrație care să țină la toți. Până acum, actuala primărie, conducerea primăriei, a ratat șansa de a demonstra oamenilor, de a demonstra giurgiuvenilor că ei pot să reprezinte soluția. Aș vrea să vă spun că din echipa noastră fac parte oameni cu o experiență deosebită, profesioniști de succes. Aici mă refer la pilotul de aviație, comandantul de navă, Adrian Anghelescu. Mă refer la medicii Ladislau Pic și la Micu Sorel. Mă refer la profesorii Adelina Sârbu, Alina Meclea. Mă refer la oameni de afaceri, la Mihai Matei, da, cu respectabila soția domniei sale, care este un liberal de-al nostru din familie, nu? Vorbesc de Mirela Matei. Vorbesc de medicul veterinar Cătălin Funieru. Vorbesc de directorul de la IRE, Gigi Bușcu. Nu în ultimul rând vorbesc de George Țigănilă, de-aia l-am lăsat pe el la sfârșit, pentru că el este reprezentantul dumneavoastră, un om serios, un om care sare pentru oameni și asta de fapt ne interesează. Mi-e rușine, pe cuvântul meu de onoare, că mi-este rușine față de toți oamenii de la marginea orașului, care plătesc și sunt contribuabili la fel ca și mine. Eu îmi cer scuze în numele tuturor edililor și a consilierilor care s-au perindat de-a lungul timpului la primărie. Bineînțeles, eu mă simt rușina, m-ați înțeles? Cum mă simt rușina și când mă așez la coadă la farmacie și văd oameni după compensate și li se termină și eu din spate, având bani, cumpăr și mă uit în ochii lor și mi-e rușine. Așa simt și aici. De ce să mă bucur eu de toate bunurile unui edificiu urbanistic normal și modern și iar dumneavoastră nu? Și mă refer, cred că și la copiii dumneavoastră. Că, virgulă, cum cresc copiii, o să crească în intrigă, în ură și o să aibă boală pe cei din centru și așa mai departe. Și nu o să ajungem niciodată. Copiii nu ajung la școală, da? Plin de noroi. Deci îi duc vă cred. Cizma. Cu ce sunt ei mai vinovați? Față de copiii care stau în centru. Au promis că când au fost acolo, ne-am dus, au promis că se va face, va pune piatră, va face. Și s-au dus, s-au trecut, în timpul alegerilor, am înțeles, s-au bucurat oamenii. Ba la bani, ba la găleți, ba nu știu ce. Noi vrem decât străzile să ni se facă cum trebuie. Vă dau cuvântul meu de onoare că nu vă pot oferi decât cinste, onoare și optimism.
se pare ceva să fac, citam la George. Așteptam de 20 de ani. Demita, dar nu e nicio problemă, uitați-vă ce bălălăuri, ce dracul este aici, eu ce timpul, proște și ce vrei dumneavoastră să spuneți. Trebuie să stau cu gura pe vecini și bună ziua, nu mai îmi dă că de cele fac observații să pună gunoiul unde trebuie, la poartă, că vine de două ori pe săptămână gunoiul. Îl aruncă tot timpul aici și eu m-am săturat, nu știu ce mai fac. Vă spun eu ce trebuie să faceți. Ce să facem? Trebuie să faceți în felul următor, adresă la primărie. Iar dacă ați făcut-o, mai trebuie să mai faceți, pentru că acum primarul ăsta care a ratat șansa să mai rămână odată primar, să fie votat, va fi înlocuit de, și consiliul local va fi înlocuit de alt consiliu, alt consilier. Uite, George are șansă să ajungă consiliul local. A fost cu mine! Da, sigur, personal. A fost cu uite, mine! Uite, doctorul când Pic, sigur, sigur. Uitați, avem aici pe mai mulți inși, da, colegii tăi. A fost cu mine când am făcut. Da. Cătălin Cunieru. Câini fără stăpână aveți aici? Adrian, Adrian, foarte mulți. Avem 50 de câini. Matei. Ia-o-s, Cătălin. Copiii nu pot să joace. Eu m-am jucat pe rampa de gunoi, copiii mei pe rampa de gunoi, nepoții mei pe rampa de gunoi. Când să ne jucăm când pe rampa de gunoi? Când transformăm sătucul ăsta deci aici? Deci eu am 56 de ani. M-am născut pe rampa de gunoi, am să mor pe rampa de gunoi. E normal așa ceva? Așa se numește stradă. Dar vă dați seama cum arată o stradă în municipiul Giurgiu. Vă rog să filmați dumneavoastră și nu numai ce. Și acești oameni sunt și ei plătitori de taxe și impozite, să știți. Plătește taxe și impozite exact ca cetățeanul din centru. Păi, nu se poate așa ceva. Vă dați seama dacă noi putem să trăim în halul ăsta? Nu puteți pește? Da, da. Lasă duci la pește aici, nu se poate? Aici e mai mic. Locuiește aici adus. Ia uitați-vă. Duce nepoțelul la școală. Încălzatul 5. Ce este? V-a zis de tot. Candidatul PNL la primăria Giurgiu, Florian Nicolae, s-a deplasat mai departe pe străzile cartierului Obor, dorința de a cunoaște cât mai bine doleanțele locuitorilor. Pe ulița Vidra și strada Videle au întâlnit ca peste tot locuitori nemulțumiți și dezamăgiți, care aproape nu mai au puterea să spere în mai bine. Ia uite ce spune unchiul, de parcul ăsta de aici. Spune-le ce ai zis tu că faci la parcul ăsta. Eu, personal, îmi iau angajament în fața la toată comunitatea de aici, că voi face un parc numai și numai cu lemn, băncuțe și pe stânga și pe dreapta, mese de tenis. Ia uite tu acolo, e frumos nu, acolo. Nu, cum nu se joace copilul nu acolo? Dar nu este frumos, ca să vă spun de ce. Aici este un magazin alimentar și în fața magazinului alimentar deci, nu se poate să fie eleșteu de pește. Pe unde trăim oameni buni? Pe majoritatea străzilor pe care candidații PNL au fost în cartierul Obor, acestea au fost înălțate cu pietriș pus de-a lungul anilor de mai multe ori, așa încât nivelul curților a rămas mult mai jos și după ploi curțile oamenilor se inundă. Și de la tine de aici n-ai scurgere așa să nu rămână apă în curte? Unde să duc la apă? Aici nu poți să faci un instalator. Păi da, să fac un instalator. Treaba e că acum mai bine că... Când ești femeie singură, nu prea doare. Nu, că acolo să până acolo, dar acolo fără noi ne fugim. Să nu stați acasă în ziua aia. Nu, 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 intrarea pe strada Pictor Andreescu a mai adus parcă o undă de civilizație, dar asta nu înseamnă că locuitorii nu-și doresc mai mult.
parohia Sfântul Ștefan, așezată pe strada Pictor Andreescu, este o parohie dorită de enoriașii din zonă și de mine și de părintele Buvnea, părintele tânăr, Buvnea Bogdan. Sunt deosebit de mulțumit pentru faptul că am identificat soluții alături de Consiliul Județean Giurgiu și de Episcopia Giurgiu cu privire la pentru ridicarea acestei parohii, acestei Sfinte Biserici. Este o biserică construită pe terenul donat de prietenul meu de facultate, Ștefan Guțu, care are proprietatea lângă Sfânta Biserică. Sunt mulțumit că și eu am putut să particip alături de ceilalți enoriași din zonă la lobby, am făcut lobby pentru construcția acestei Sfinte Biserici. Eu consider că dacă nu era părintele Buvnea și dacă nu era Ștefan Guțu și dacă eu nu eram, această biserică nu se construia într-un timp așa de scurt. Sunt mândru, sunt onorat și de asta am povestit tuturor cetățenilor din zonă că și eu am contribuit la realizarea acestui sfânt lăcaș ortodox, parohia Sfântul Ștefan de pe strada Pictor Andreescu. Întâlnirea candidaților PNL a continuat cu încercarea de identificare a problemelor din zona Anele Obor și de pe străzile lăturalnice, acolo unde stau una lângă alta două lumi foarte diferite. Gata, mă, te pui jos, ai obosit și tu. Da locul lui domnul. Aoleo, să trăiți. Ce faci, te-ai băgat la partid, să trăiești. Nu suportă că eu văd după. Domnul Florichel e un om foarte susăcat, domnul doctor Torafel mi-a făcut bine, datorită domnul Florichel, m-ați băgat la spital de mamă, a făcut bine. Să fiți sănătoși, vă, fraților, rămâneți cu bine, mai sunt 25 de zile, dacă în astea 25 de zile nu ne schimbă cineva mințile că o să înceapă, aruncă ăștia tot felul de nebunii pe piață, e bine să le verificați. Să trăiți. Că eu nu le-am zis, eu nu m-am dus la oameni să le spun cât de nepriceput sunt. Noi vă dorim multă sănătate și bine, ce faci, bă, tu pentru oraș? Și orașul, orașul trebuie să spună, uite, asta fac pentru oraș. În primul rând, oamenii doresc de la noua primărie, noua administrație, nou consiliu local, nou primar, doresc locuri de muncă, doresc un oraș mai curat, un oraș mai sigur și mai prosper. De asemenea, doresc ridicarea standardului de viață, pentru că au ajuns într-un nivel destul de grav de sărăcie și de tristețe. Orașul nostru este plin de oameni harnici, decât că nu au posibilitate să muncească, nu au posibilitate să-și exprime munca, pentru că meseriile lor sunt deja pe cale de dispariție. Și atunci trebuie, împreună cu primăria, cu celelalte autorități, cu personal de specialitate de la primărie, trebuie să identificăm oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă, oportunități pentru atragerea de noi investiții, noi investitori serioși, oportunități pentru atragerea de proiecte europene destul de bune pentru orașul nostru și adaptate, adecvate nevoilor noastre.